Salutare și bine v-am găsit la programul online cu exerciții de matematică. Salutare și bine v-am găsit, este superb. Da, deci este spectaculos. Trebuie să apel de video ăsta, mă uitam totdeauna la pas. Bun, salutare, salutare de la Mario. Deci salutare de la Mario. Se înțelege clasa asta. Deci, o altă introducere de tema pentru acasă. Salutare, salutare de la Mario. Mario. Da, tema 3. Bun, dar hai să discutăm altceva. Se dau două numere, A și B. Da. A-ul egal cu 27, B-ul egal cu 39. Să se afle suma dintre să se afle diferența dintre sumă și diferența lor. Să se afle diferența dintre sumă și diferența lor. Vedem. Să se afle suma lor. Apoi, prima întrebare. 2. Să se afle diferența lor. Deci, să se afle suma lor, să se afle diferența lor. Și a treia întrebare, să se afle diferența dintre suma lor și diferența lor. Diferența, dar dintre cine? Suma lor și diferența lor. Hai să pornim problema, să vedem cum analizăm. Deci sunt alte două numere. 27 și 39. Prima întrebare. Să se afle suma lor. Corect. Deci, zicem 27 plus 39 egal cu 27 plus 39 egal cu 7 plus 9, 16. 16, 6 îl scrim și 10 a ce o păstrăm. Și la 10, 3 plus 3. Așa că e tot la 10 asta sau 2. 60, 69. 66, nu? Da. E bine? 66. Ai zis, tu ai gândit așa. 7 și cu 9 fac 16, 6 unități le scriem și 10 o ducem la 10. 10 acești, 20, 20, 30, cu 30, 60. Foarte bine. Aceasta este suma lor. Deci 10 am obținut, acum se cheamă suma lor. Răspuns la prima. Am răspuns la prima. 2. Să se afle diferența lor. Diferența lor. Care e diferența dintre cele două numere? Ce facem? Scădem. Sigur că da. Din cel mai mare, cel mai mic. Când o suma ce diferența dintre 27 și 39? Dintre 39 și 27, da? Da. Deci diferența? 39 minus 27. 39 minus 27 egal cu 39 minus 27 egal cu m-a ajuns tu aici. Dar să-i pun cu ce-am... 30 minus 20. Nu. Cu unitățile începem. Din nou scădem pe 7. Nu, scădem pe 7, 2. Gol, 2 totdeauna.
cu unitățile pleci, nu mai pleci cu 10. Și egal cu 12. 12, ce este diferența? Ce este 12? Este diferența. Diferența lor. Da? Asta e diferența lor. Da. Deci am găsit și suma. Adică suma lor am aflat-o. Diferența lor am aflat-o. Și acum, la punctul 3, ce spuneam? Da, atenție! Să se afle diferența dintre sumă și diferența lor. Diferența dintre sumă... Adică scădem 66 minus 12. Asta e, mă! Asta este. 66 minus 12 e răspunsul la... 6 minus 2 nu se poate. Cum, mă? 6 minus 2 se poate? 6, am, 6. E putem. E 6 minus 2 se poate. Cât? 6 minus 2 este egal cu 4. 4 am uite, 4 am pus. Și 60 minus 10, 5. 50, da? E poziția 10 lor, da? Da. Și 54 este răspunsul corect. Răspuns... corect. Da? Răspuns corect. Foarte tare, foarte tare la problemă. Deci, eu am forțat mult notea, cum a zis, să se afle diferența dintre sumă și diferența lor. Pentru el era ca și cum l-aș, cum să spun, aș fi stâns lumina și l-am alergat printr-o cameră. Să lovea de toate obiectivele de acolo. Pentru că ridicase foarte mult ștacheta. Nivelul meu de gândire era mult față de el, nu? Profesor? Da. Dar eu pot să vă fel. Poți să? Poți să vă la ora 9. Pe la ora 9 poți să vezi. Bun. Dar vreau să spun că totdeauna trebuie să avem grijă să ne ducem pe nivelul la care se află ei. Și de aceea, dacă am avut problema, am avut un subprobleme, îndată el a reacționat foarte bine. Deci ea spune, află suma lor. S-au clarificat ce înseamnă suma lor. Află diferența lor. Am clarificat ce înseamnă diferența. Și Dumnezeu a zis, diferența dintre noile numere construite, dintre sumă și diferență. Și diferență. Diferența dintre sumă și diferență. Dacă spuneam, află suma dintre sumă și diferență. Suma dintre sumă și diferență. Deci, loc de diferență, puteam să spun, află suma celor două numere. Ăsta, 66 și 12. Că asta era suma, cealaltă. Era scădere. Aici a fost scădere. Dar când facem suma, deci adunam pe ăsta și pe ăsta. Scăderea și diferența era 5 și era 12. Bun. Vreau să te spun următoare. Uite, 527 minus semn de întrebare, da. Minus cât, egal cu 415. Ușa. Cum faci? Lasă-mă, știu. Scădem. Cele două le scădem și ne dă rezultatul. Nu știi pe cât să scazi. Deci ce faci tu acum? În loc să te chinui, te necărești foarte tare. Ce faci acum? Din 527. 415. Credem că 415. Și o să văd ce facem. Dar spune-mi cu voce că eu stau aici și nu știu. Păi, să Nu. Mai câte este scrisul, da? Acum începe în cazul. Te rog. 5 și 1, 7. Din 7 scădem pe 5. 5. Ne va dat 2. 2. La unități, da? 2. Am clarificat. 2. Acum la 10. 20 minus 10. O 10. Deci 1, corect. Egal 112. 112. Perfect. Ăsta e numărul căutat. Hai să luăm cu X ăsta. X-ul. Să nu știm cât era. X, da? Deci X era... Iată, am și mai aflat. X egal cu 112. Vrei să facem probă? Probă. Să vedem dacă e corect așa. Adică scădem din 527, din 527, să scădem pe ăsta de la am găsit noi, pe 112, să vedem dacă e 415.
Asta ar fi problema. Păi, 415. Să vedem, nu știu, nu știu dacă dă dracu. Da. Deci eu am, iar acum să găsim pe X. Bă, da. Ia să vedem. 415. Hai să vedem, 7 minus 2. 7 minus 2, 5. Perfect. 20 minus 10. Ai scris și tu, da? Da. Bun. Acum, 10, ne mai rămână 10, da. 15 și 415. Corect! Deci am făcut corect. Acum mi-am dat seama că am gândit foarte bine. Deci tu știi foarte bine cum să procedezi când e vorba de a găsi acel termen necunoscut, da? Descăzutul. Scăzătorul. Scăzătorul. Știi și rezultatul. Atunci tu scazi din descăzut rezultatul și s-a afli descăzutul. Dacă al doilea era, dacă era 72 minus 52, ne va da un număr mai mare, trebuie să le adunăm. Ia să vedem, trebuie să vedeți acum. X din X, cine e X-ul ăsta? Adică azi scapi 215 și se facă 794. 94. Nu știu de scăzutul acum. 694 minus 215. Așa este, da? Ia să vedem. Tu zici că ar fi 794 minus 215. Ia să vedem dacă e bine. E 794 minus 215. Nu-mi dă seama că am făcut unele subaltele. Le-am făcut și eu unele subaltele, pentru parcă îmi pare mai rapid. Tu nu știu cum te-ai descurs tu. Îți bine știi mai bine, da? 4 minus 5 nu se poate, ne împrumutăm de la 9. O 10. 10 minus 5, 5. Și 4, 9. Excelent. Și 8 minus 80 minus 10 este egal cu 70. Da, 7. Că dar mă pune pe, ca și cum ar fi 8 minus 1. 571. 571. Deci, descăzutul este 571, da? Ia să facem proba. Proba. Proba, pe mine mai o mare proba asta. Să verificăm. Adică ce facem acum? Din 579 care găsim noi, 579, scădem pe cine? Pe ăsta care spune de ăsta aici. Da, scădem pe 200. 215. Și ia să văd cât îmi dă. Totul ne spate pe bine, da? Da. 579 minus 215. Nu, minus 5 ne va da 4. Corect. 7 minus 10, 70 minus 10 este egal cu 60. Da. Și 500 minus 200, 300. Foarte bine. Îmi place că tu zici 70 minus 10. Asta înseamnă că el repetă de fiecare dată în mintea lui și învățătoarea, îi spun felicitări pentru ideea asta, repete că aici e cifra zecilor. Deci este spectaculos ce se spune, că de regulă spune 7 scăzut 1, fac atât, dar nu știu ce. El zice 70 minus 10, zice 500 minus 200. Asta, mesajul este că recunoaște și transmite învățătoarea că aici lucrăm cu sutele. E important, învățătoarea să mai insiste că adunarea, scăderea se face dinspre unități. Ei au tendința să facă dinspre sute. Ori asta e greșit pentru că el între timp strică valoarea sutelor sau a zecelor, se împrumută între timp când nu are cum să facă scădere. Deci de aceea e bine dinspre unități să mergem, da? Mario, totdeauna. Noi clarificăm. Da, acum ar trebui să mergem. Deci, neapărat gândim în felul ăsta. Da, dar să vedem acum dacă am făcut o treabă bună. Oare într-adevăr, eu trebuie să-l găsesc pe X. X-ul l-am găsit pe ăsta, da? Ăsta este X-ul.
Trebuie, cât trebuie să îți amintești? Fii atent aici. Trebuie să vădeam 794. Când mi-a dat aici? Wow! 579 e it. Acolo? Cum? 579? It. Păi da, aici e 579 și am scăzut acum pe 215. Și uite! Am exibat ținut undeva. Hai să luăm problema la început. Atent. Din cine să scap eu, nu știu de scăzut, din cine să scap de ăsta și să rămân atât? Nu știu de scăzut. Deci din cine? Ce părere ai? E mai mare decât 794 sau mai mic de scăzut? Mai mare trebuia să dea. Și nu mi-a dat mai... Mi-a dat mai mic. Wow. Aici e greșeala. Păi, dacă era 2579, era... Fii atent, cred că l-a făcut greșit. Că dintr-o cantitate mare, scazi ceva și îți dă rezultatul. Ei, eu nu știu descrezutul ăsta cum s-a luat. Tu ai spus să scad din 794 pe 215, oare e bine? Dar e bine? Vă e bine să scad că s-a mișurat ăsta. Descrezutul n-are voie, trebuie să fie mai mare decât rezultatul scăderii. O să fie ia să fie atent aici. O să fie o mie? O mie. Nu putem da la întâmplare. Dar oricum trebuie să fii mai mare. Și tu, fii atent. O să fie 900. Deci cel puțin o. O să fie 900. Deci măcar 900. Nu știu și ceva. Nu știu și ceva. Adică ce trebuia să facem noi la 794? Ce să facem cu 215? 916. Deci 794 cu 215 să scădem sau să adunăm? 16. Păi ce trebuia să fac mă? 794. Trebuia scăzut? Nu. Trebuia adunat. Aici e greșeala. Bine că am făcut. Bine că am făcut proba, mă. Păi 1000 nu se putea. Nu pot să dea la întâmplare. Așa 900. Deci, hai să vedem. Spune, am greșit. Să recunoaștem. Ca să avem descăzutul, adunăm rezultatul căderii cu scăzătorul. X-ul e 900. Să vedem cât este. 16, 916. Hai să vedem, să muncim un pic. Ok, 4 plus 9. 4 plus 5. 4 plus 5. Face 9. Ok, 13. Da, nu țin neapărat. Dar bine că am avut probă. Vezi cum se fac greșeli la fel. Dar bine, deci și o controlă. Facem proba. Dar nu e nu. Aici, 90 plus 10. 90 plus 10. Face 100. Punem 0. 7. Da. Punem 0. Și 800. Și cu 2. Și cu 800 și cu 2000. 1000. Deci 1009. 1009. Deci nici mă chiar 1000, 1009. Tu ziceai 900. Nu puteam da rezultate la întâmplare, mă. Trebuie să fim foarte rigoroși. Da? Deci X-ul ăla, nu știam, X-ul este egal cu 1009. Deci X-ul e egal cu 1009. Și acum spune, să facem proba. Deci X-ul e egal cu 1009. Ăsta este rezultatul. Da? Deci, ce facem acum? O să... Facem tema. Facem și tema, dar mai vreau să punctăm mai să fie clar. Prietenii noștri trebuie să află foarte bine chestia asta. Deci, insist. Vreți să facem proba? Dintr-o 1009 să scădem, hai să zicem, dintr-o 1009. Adică să scrim așa, oare într-adevăr 1009 minus 215 este egal cu? Să vedeți rezultatele. Deci 1009. După ce l-am găsit. 215. Da. Egal cu? Egal. Minus 5. Așa. 2. 4. 4. Ce bine. Prima cifră a fost bună. Corect? Apoi. A fără bună. După ce a apărut... O necaz. Necaz.
Ai ceva? Unul din zero, nu? Ce faci? Te duci la veci. Ai ceva? Nu. Nu am. Ne ducem tocmai la... la decina mii. Deci, fete, la 10 n-am găsit. La 100 n-am găsit. Ne-am dus la mii. Și la mii ai ceva? Și am una. Da. Și-am luat-o. Și o ducem aici. O mii. Și am luat 10, da? O 0, o 100 o luăm și o dăm ce mai aici. O 10 o luăm și o dăm ce mai aici. Și în felul acesta e rămas 9. Da. Și aici sunt 10. Da? Sunt 10, 10, că e 100. Și acum zicem, 1. Minus. Nu, din 10 scădem pe 1. Din 10. Nu, din 10 asta scădem pe 1. Pe 10. Mai e 1000. Nu, asta au fost 1000 la început. 900. Am luat tot 10. Și 10 asta de aici scădem. Nu, pe 10. Din 10 asta scădem pe 1. Nu mă dă 0. Cum mă? Din 10 scazi 1? Din 10. Din 10 minus 10. 10 minus 10. Este egal cu 0. Egal cu 0. E bine așa, mă. Uite mai aici, deci am adus 100, mă, că am luat din 1000 asta 100, au rămas 900 și am 10, 10. Și din 10, 10 e o 10. Da. Din 10, 10 e o 10 și rămân 90. 90. A, și mi-a dat perfect. Perfect. Dar aici mai insistăm un pic, că nu ți-a fost clar. Deci, practic, iau 1000, care înseamnă 10 sute. Din cele 10 sute am luat 100 și au fost devenit 10 zeci. Aici m-a rămas 9, nu? Și aici am 10 și 1 din 10 scădem pe 1, de la 10 operăm noi. Da. Scădem, rămas 90. Da, 90. Da, 90. Și... și 900 minus 200? Așa, 700. Excepțional. Dar aici am muncit un pic. Hai să vedem. Da? Deci când am început să facem proba, 5, 9 minus 5 au mers, s-au putut. Dar aici, la 10, n-aveam nimic. 0, 10. Da. Și tare supărat am fost. Și atunci m-am dus la 10%. Sute. Și el zice 0 sute. Și ea supărare mare. Și ne-am dus tocmai la mine. Și la mine am găsit una. 1000. Da. Dar cea 1000, cine sunt 10 de al de 100? Noi am luat 100. Dacă scădeam 5 minus 1000, vă dăm 905. 995. 995, dacă scădeam din 5, din cât? Dintr-o mie. Da? Dar noi am avut la unități. La unități n-am avut câte greutăți. Deci aici a fost liniște. Tot necazul a fost aici, când am dus la 10 și la sute. Eu n-am avut. Și n-am avut aici nici din cu acela, deja 10 nimic, la sute nimic și m-am dus la mie. Mie am avut. Dar știi, cât înseamnă 1000? 1000 înseamnă egal cu. Înseamnă așa. O 10, 100, pardon, plus 100, plus 100, trebuie să scrie asta. 1000 înseamnă 100, plus 100, plus 100, plus 100. Da. De câte ori trebuie să scriu? De 92. Nu? Cred că de 10 ori. Deci 100, plus 100, plus 100, plus 100, plus 100, plus 100, plus 100. Scrii și tu desfășurat, așa ca să înțeleg bine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, plus 100, 8, plus 100, 9, plus 100. Deci 1000 înseamnă 10 de al 100.
Deci, vezi cât înseamnă, ce depozit mare era la mie? La mie era 10 sute. Și acum ce am făcut? Păi, dă-mi și mie una din ele. Una din cele 10. Dă-i una. Da, dintre cele toate. Zice, ia-o pe ultima. Bun. Ce îți rămâne în loc de 1000, cât ți-a rămas? 900. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Zice, astăzi am distrus și eu. Mi-a rămas 9 din ea. Suta asta. Asta care am... Suta asta care mi-a dat-o el. Mi-a dat-o exact. E averea mea pentru ea mă descurca. Și zic așa. Suta aceea, o iau deoparte, suta care mi-a dat-o, este egal cu, cu cine o să zic eu, egal cu 90 plus 10. Deci suta, aceea care mi-a dat-o el, înseamnă 90 plus 10. Și din 10 asta, pe 1, pe 10, pe 10. Da? Rămâne 900. Deci rămâne 90, da? 90. Deci din 100 aceea care înseamnă 90 plus 10. 90 plus 10. Și nu din, ce am rezolvat? Deci nu a rămas 90. Și am rezolvat. Și am rezolvat perfect problema, da? Problema. Repetăm. Deci în loc de... Fiindcă n-am găsit la 10, n-am găsit nici 20, nici 30, nimic n-am găsit la el. Ne-am împrumutat de tocmai de la mie și am avut 100, iar 100 aceea se scrie ca fiind 90, plus o 10. Și noi scădem pe 10 asta. Asta o scădem. Deci, dăm pe 10 asta deoparte că o scădem și nu a rămas cât? 90. Și la 10 punem pe 90. Ba, punem 9. Și după sutele care au rămas. Sutele care au rămas. 900. Și iată ce interesant am rezolvat. 900. Dar din sutele 10 am scăzut. Din sutele 9 care erau, am mai dat două. Am dat două că genera la scăzător. Deci și ăsta s-a dus și a rămas doar 700. Iată, rezultatul corect. 700, atât va rămân. 794. Dragilor, atenție, suntem, da, s-a dus timpul, da? Am trecut cu 5 minute în ora lor, da? Uite, fiindcă am trecut și în ora, ne cerem scuze, da, ne cerem scuze că am, tu și tu ai întârziat cu 5 minute, pentru că am început lecția, că am întins cu vorba, să spunem așa, ce trebuie insistat? Suntem la etapa când ne-am permis să ridicăm ștacheta și să spunem așa. Din cine scădem? Deci de găsit scăzătorul sau de scăzutul. Deci asta ar fi obiectivul lecției de astăzi. Deci de găsit scăzătorul sau de scăzutul. La scăzător s-a prins foarte repede. Voi ați fost de față aici. A spus, nu e simplu, scădem din descăzut rezultatul și fim scăzătorul. A reacționat foarte rapid. La descăzut problema s-a complicat. Pentru că trebuia să adunăm rezultatul cu scăzătorul. Da? Dar o să știi, domnule? Sigur, dar e prima 10 minute, o sfert de oră, discutăm chestia asta. Deci sunt lucruri spectaculoase. Spectaculoase. Cam pe clasa 3-a, parte de un profesor. Dacă erau numere de mici, observa. Sigur că da. Exact. Am zis că ștacheta mult prea mult. Exact. Ei fac până la 30, da, un profesor. Da, da. Ne-am zis cu sute, cu mii, acum. Se... Și ne-am făcut proba. A fost un moment de încercare foarte dur aici. Vă dați seama. Foarte greu. Dar cu toate acestea, nu știu, te-am descurcat. Eu îmi permis să fac asta cu el. Discutam cu fiica mea de state. Și am povestit chestia asta și a spus, tata, da, te duci mult prea sus, zice. Exact, da. Mult prea sus, pentru că, zice, eu i-am spus așa, că fac următoarea chestie. 7 minus 9 plus 10 minus 12 plus... Da, 9 minus 10 plus 12 plus
discutam chestia. Și vine în ajutor 10-le, nu? Și vine da. Și îi așează pe toți în față. Și după aceea îi scade. Îi scade în celălalt. Da. Și fantastic. Da, și asta e ideea. Da? 16 minus 8 este egal cu 8. Da. Deci spuneam chestia asta în discuția ta. Acum o să am ce să-i spun data viitoare și o altă chestie. Da, e adevărat că e foarte sus pentru clasa întâia. Da, e adevărat. El îmi permite să facă și poate, corect. Îmi permite. Deci asta vreau. Numai acum că noi insistăm ca fenomen, cum anume gândim în fiecare clipă. Adică aici, când spun că 1000 o transform în 10 sute, adică iată de ară, trebuie să ne arăți. Și când spui că e 100 din cele 10 sute, ca să-ți rezolvi treaba ta ca noi acolo la... Este iarăși o etapă importantă. Dar și rămâne cu câte sute ești. Le vede că rămâne cu 900. Și până mai dai încă 200 care de făcut treaba asta, deci poftim. Domnul profesor, 1000 de ce? 1000 n-are 1. 1000 are 10 de 100. 10 de 100? Da. Deci, prin mie, iată, chestia asta e fantastică acum. El își lămurește o treabă că 1000 nu e așa o vorbă. 1. Are 1. Are 10. Da, dar 10 sute. De 100. 10 de 100. Deci, mie asta e foarte valoroasă acum. El începe să capete conturi valoarea cifrei de pe poziția respectivă. Corect. Deci, 1 acolo la... Poziția miilor, unul indică așa ceva. Exact, da. Ce multe are. Enorm de mult, 10 sute. E bogată mie asta. Sigur că ar fi o casă cât bloc. Cât blocul. Așa, deci atât de valoroasă. Adică 10 de 100 de ori, adică 10... E hai, da, pe final. 10 hai, tablouri. Da. Tablouri, hai ca să închizi 10, pe final. Da. Hai să închidem asta. La vedere, nu uitați de dați like și share să vă abonați la Proful Online. La revedere! La revedere, la revedere. De nou.